CSC Dumbrăvița a făcut primul transfer pentru viitorul sezon, al treilea al echipei la nivelul Ligii a doua. Mijlocașul Luca Bodri revine în tricoul alb-verde după un an. În precedentul sezon a evoluat în Liga a treia pentru Progresul Pecica, alături de care a reușit o performanță remarcabilă, calificarea în grupele Cupei României. Bodri a fost componentul echipei timișene timp de 2 ani. A avut o contribuție importantă în sezonul promovării în Liga a doua. În ediția 2021-2022 a avut 28 de apariții în campionat și 6 goluri. În primul sezon al Dumbrăviței la nivelul Ligii a doua 2022-2023 a bifat 21 de jocuri și un gol. În total a adunat 54 de prezențe și 7 goluri în jocuri oficiale, fiind luate în calcul și cele din Cupa României. Sunt entuziasmat de revenirea la Dumbrăvița, unde mereu m-am simțit în elementul meu. Sper să contribui cât mai mult la succesele echipei și să demonstrăm împreună că Dumbrăvița nu mai este o echipă mică, a declarat Luca Bodri după semnarea contractului cu CSC Dumbrăvița. Albverzii se vor reuni pe data de 1 iulie pentru a pregăti sezonul 2024-2025 al Ligii Secunde, ce va începe la 3 august.